Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui Gen. Astăzi discutăm despre vremea de studenție, dar nu așa, domne, mergem la ASE, nu că mergem la 2-3 ore pe săptămână, nu. Încercăm să mergem la medicină, că poate ne place, poate vrem să îi salvăm pe cei din jurul nostru, poate dorim neapărat să schimbăm un pic sistemul de sănătate din România și atunci avem nevoie de tineri care fac ceva pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. Două invitate alături de mine, este vorba de Alina Odină. Alina, bine ai venit în emisiune! Bună seara! Și Loredana Smărândache. Bună seara! Loredana, începem cu tine. Povestea e foarte scurtă, trebuie să știm și noi 2-3 cuvinte despre tine, să știm cu cine avem plăcerea, mai mult decât prenume și nume. Mă numesc Loredana Smărândache, am 23 de ani, sunt din Caracal, dar studiez în Craiova la Medicină Generală, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Mă consider o persoană ambițioasă, foarte sociabilă, o persoană care iubește oamenii. Îmi place să lucrez cu oamenii și consider că medicina trebuie făcută numai atunci când ții la oamenii de lângă tine și nu pentru beneficii materiale sau financiare sau pentru prestigiu social pe care acesta ți-l oferă. Și ți-ai propus, domne, să transmiți mai departe, indiferent în ce județ te afla, cât mai multe informații despre medicină. O să vedem dacă e o chestiune așa de joacă sau ține foarte tare de muncă, de învățat, de pasiune. Alina, aceeași rețetă și pentru tine, te ascultăm. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Alina Odină, sunt studentă la medicină generală, în cadrul UMF Craiova, am 23 de ani. Mulți ani înainte! Sunt o fire sociabilă, ambițioasă, îmi place foarte mult să ajut oamenii, de aceea am și ales medicina și îmi place și foarte mult chirurgia. Deja m-ai dus într-un domeniu care mie nu-mi place nicio culoare. Chirurgie înseamnă cuțitașe, sânge, exact. Lucruri complicate pe care nu vreau să le văd, dar presupun că și ele sunt necesare în viața asta, mai ales în intervențiile astea rapide, când, Doamne ferește, se întâmplă vreun accident. Bun, vreau să intrăm neapărat în pâine cu subiectul ăsta de medicină, pentru că sunt tineri care pe la vreo 16-17 ani aud ei că medicina ar da bine așa pe termen lung și că ar putea să câștige ceva bănuți dacă se implică. E important să știm ce anume prima dată, Loredana, atunci când ne decidem să urmăm o astfel de facultate. Este foarte important să-ți alegi profilul din liceu, în special profilul de biologie, chimie, pentru că te pregătește foarte mult pentru admiterea la medicină. Eu, de exemplu, nu am avut acest profil și mi-a fost un pic cam greu pentru că a trebuit să mă pregătesc și în paralel pentru admitere și trebuie să aibă foarte mare determinare, să fie foarte ambițioși, pentru că la un moment dat o să devină o multitudine de informații care va fi foarte greu pentru ei să fie digerată și vor trebui să fie chiar foarte ambițioși ca să reușească să treacă acest examen cu bine. Dar e o joacă? Nu. E pentru că au zis mămica și tăticu sau se poate mai mult de atât doar dacă tânărul este extrem de pasionat? Cu siguranță există și cazuri în care au fost îndrumați de către părinți și eu nu sunt de acord cu asta, pentru că avem și noi colegi care au susținut cu părere de rău că au vrut un alt profil pentru viitorul lor, dar au fost obligați de către părinți care chiar au sugerat că nu îi vor mai susține financiar dacă nu vor alege această cale, ceea ce mi se pare total aberant, pentru că medicina nu o poți face obligat. Și acestor persoane nu le place medicina și chiar dacă excelează la un nivel mai mare față de alții, nu, pur și simplu nu au atracție pentru această profesiune. Și cu siguranță câți ani trebuie să studiezi ca să ajungi, să spunem, medic-chirurg? Cel puțin 6 ani de medicină generală, după examen de rezidențiat, în funcție de specialitatea pe care o vrei, 4 sau 5 ani. Depinde ce fel de chirurgie vrei, poate va trebui să faci supra-specializare. Care vreau să zic, Alina, trebuie să treacă vreo 10 ani de studiu, după cele 12 clase, aproape obligatorii toate, ca să fii medic cu acte în regulă și să profesezi, să fii renumită și chiar să-ți placă ceea ce faci. Exact. Dar ar trebui să-ți placă ceea ce faci înainte să te apuci, ca să poți. În 10 ani de zile nu se mai schimbă omul, nu se răzgândește, adică, domne, după 10 ani de zile chiar nu cred că mai poți să te mai răzgândești. Domne, asta a fost singurul drum. Da. E bun în România drumul ăsta? E un drum relevant sau ar fi mai bine tinerii să stea deoparte, mai ales dacă fac această alegere pentru partea financiară? E relativ, în funcție de fiecare persoană în parte, dacă lor le place. De exemplu, cum am spus, mie îmi place foarte mult să ajut oameni. De aceea am și ales acest drum. Puteai să te faci psiholog, să știi. Puteai să te faci trainer. Puteai să te faci
consilier în carieră. Sunt o grămadă de meserii care ajută oamenii. Mie, puteți din să punct, faci profesoară. La fel, ajutai oamenii. Din punctul meu de vedere, o ajut mult mai mult oamenii așa decât în alt cu sau de... fără cardul de sănătate? Cu. Obligat, forțat, orice da. Ai vrea să faci. Dacă nu aveți card de sănătate, dacă nu sunteți asigurat, aveți mari, mari probleme. Cum ți se pare ție în prezent sistemul de sănătate din România? Din ce ai auzit, din ce ai analizat, din ce ai vorbit cu alți medici sau alți pacienți? Mi se pare că nu avem condiții. Spitalele chiar sunt într-o situație degradantă. Nu asigură tot ce au nevoie pacienții și ar trebui să lucreze foarte mult în privința asta. Nu te sperie o astfel de imagine? Da, chiar da. S-ar putea ca în alte domenii lucrurile să stea ceva mai bine. De ce totuși reușești să mergi mai departe în condițiile date? Am ales drumul ăsta și nu mă abat de la el. Sau ai cumva legături cu străinătatea, gen, domne, dacă lucrurile nu vor merge bine aici în România, cu siguranță iau, nu știu, primul avion și mă duc acolo unde mi este locul. Aș putea face și asta. Uite, asta nu ne place. Adică e foarte în regulă răspunsul pentru partea de carieră, dar pentru România în sine e poate cea mai mare pierdere, pentru că la fel ca tine sunt foarte mulți alți tineri care pleacă pentru că nu au încotro aici în România, nu își găsesc obiectivul, nu sunt remunerați în mod corect sau nu au cu ce, nu au instrumentele necesare în dotare ca să pună la cale un anumit proces, să scape cu viață mai mulți oameni. Te gândești și la oameni, te gândești și că vrei să-i ajuți, dar la un moment dat te gândești și la tine. Cum ți-ar fi ție mai bine? Dacă rămâi aici sau poți să pleci? Adică le pui în balanță? Da. Încă faci treaba asta sau peste vreo... Încă fac asta. Și încă fac până asta, acum, nu m-am putut. Care rezultatul? Cum... Ba, e egalitate. Egalitate? Da, este egalitate. Nu cred. Eu sunt o familistă, convinsă. Poți și... să ții familia cu tine. Da, mi s-a spus și asta. Că poți să-mi iau și familia. Ești familistă convinsă. Nu e problemă. Vino cu toți, vino aici pentru că avem nevoie de tine. O să mă mai gândesc. E fascinant să se roage România de un tânăr specialist în orice domeniu să rămână în țară. Dar deocamdată nu se întâmplă treaba asta sau nu așa cum ne-am dorit. Loredana? Da. E sistemul ăsta bolnăvicios? S-a dat într-o gripă virală? E o chestiune de care n-avem cum să scăpăm? O să tremurăm până când o să murim de foame sau de neștiință, de oameni care sunt prea puțin competenți sau dezinteresați? Da, este o situație foarte tristă și e păcat că la vârsta de 23 de ani noi chiar realizăm lucrurile acestea, pentru că trăim practic în acel spital timp, în fiecare zi dimineața ne ducem și ne facem stagiile și vedem condițiile la care oamenii sunt supuși, ceea ce nu este permisiv. Un om are integritate, un om are valori morale, un om este un om, este o persoană, nu poți să-l pui să stea trei persoane în două paturi sau să nu poți să-i asiguri nici măcar o perfuzie, să nu poată spitalul să-i asigure un medicament. Nu este admisibil ca pacientul să se ducă să-și cumpere până și lama de bisturiu cu care trebuie să suporte operația, nu? Este o situație foarte tristă și noi suntem martori la ea. Sunt niște detalii tehnice pe care unii le cunosc, alții nu vor să le știe. Nu vor să le știe pentru că merg în spitale private, poate chiar din străinătate. Însă în momentul în care știi că ești un angajat și cotizezi lună de lună către sănătate, ar trebui să ai un minimum de beneficii. Dar din banca voastră, de acolo, din banca de studii și de moment de experiență, vă puneți mai multe întrebări, le spune și celorlalți hai să facem ceva sau e ăsta e sistemul, nu există cale de ieșire. Noi încercăm fiecare individual, poate suntem doi sau trei care gândim la fel, dar este greu în momentul în care vezi că celorlalți nu le pasă. Poate am colegi care au o situație foarte bună acasă, am colegi care se duc prin străinătate, care știu că au viitor asigurat și pur și simplu nu le pasă de ceea ce se întâmplă în țara asta. Dar nu se gândesc că poate mâine, păi mâine, părinții lor vor ajunge chiar pe mâna acestor medici sau chiar în această instituție spitalicească care este chiar bolnăvicioasă.
ar trebui să se gândească și la asta. Asta poate copiilor vor ajunge în situația aceea. Bine, cel mai interesant ar fi ca cei de sus să se gândească la astfel de lucruri și să le rezolve cumva. Tu cum le-ai rezolvat dacă ai avea o mare putere sau dacă ai avea un fel de sarcină, domne, gestionează bugetul ăsta și alocă-l ca atare cât să fie mulțumit poporul? Nu mă pricep prea bine la asta. Tu ai card de sănătate? Nu am. Nu ai card de sănătate? Nu mi-a venit, nu. N-a venit până în momentul de față, vorbe serios? Da. Ai căutat în cutia poștală? Am fost chiar și la medicul de familie. Și ce ți-a zis? Că este pe drum. E pe drum? Da. Dar drumul s-a întrerupt la un moment dat, a cotit la stânga. E oare cardul ăsta de sănătate pentru tine relevant? Este din punct de vedere financiar. Pentru că atunci când am avut nevoie de el și nu l-am avut, am fost refuzată și a trebuit să mă duc la o clinică privată să-mi fac examinarea respectivă, pentru care am plătit o sumă destul de mare pentru mine. Da, dacă sunteți la o facultate de profil, n-ar trebui să aveți prioritate, discounturi, ceva, domne, mâine, poimine s-ar putea să lucreze alături de noi. Eu nu știu de așa ceva. Nu? Cred că ne-ai întrebat. Probabil, da. Suntem tot mai bolnavi sau tot mai sănătoși? Mult mai bolnavi și nu neapărat fizic. Dar? Nu știu, eu consider că ne ducem așa spre o patologie mai mult psihică. Suntem foarte stresați, suntem foarte grăbiți, suntem foarte răutăcioși. Uităm să ne bucurăm de lucrurile de zi cu zi și pur și simplu... Bine, este și foarte greu, presupun, pentru persoana care are familie și nu-și permite să o crească sau nu are servicii, este foarte stresată, o persoană care nu poate să-i asigure copilului ce vrea, înțeleg. Dar uităm să ne bucurăm și de lucrurile pe care le avem și suntem... ne îndreptăm către o situație mult mai tristă. Loredana, dar tu de unde ai extras concluziile astea? Nu știu, din ceea ce observ eu. Și știu că poate gândesc un pic cam prea mult pentru 23 de ani. S-ar putea să gândești prea bine, nu prea mult. Dar medicina este o facultate care te maturizează foarte mult, pentru că tot timpul interacționezi cu tot felul de persoane din diferite medii sociale, cu diferite nivele intelectuale. Știu ce interacționezi cu ei când sunt la limită. Da. Când nu se simt bine sau când mâine s-ar putea să nu mai existe. Da. Mi se pare foarte dificil ce faceți. Este foarte, este, mi se pare, mi se pare aproape imposibil să pregătești un om pentru ceva dacă n-are o chestiune nativă, mai ales în domeniul medicinei. Bun, hai să vedem. Societatea asta despre care îmi spui tu mie, mă refer la ea ca ansamblu, care e grăbită, care e plină de necazuri, care mai are un pic și habar n-are dacă e bine sau nu. Are vreo rezolvare sau mergem cu toții către un medic? Mie mi-ar plăcea să am un medic care să-mi spună, uite, te afli în punctul X și ca nu cumva mâine pe mine să te îmbolnăvești, trebuie să faci lucrurile astea. Nu să mă duc la medic după ce am dureri de cap, după ce am dureri de stomac, de picioare, de ce-o fi. Da, asta ar fi ideal. Prevenirea este cel mai bun tratament. Dar noi nu avem concepția asta deocamdată. De aceea avem și foarte multe cazuri severe de boală, care nu mai există în afară de mult. Pur și simplu, românul nu este educat să se ducă din timp la medic și oricât de mult ți-ar spune medicul respectiv să faci anumite lucruri, este foarte posibil ca tu să nu le faci. Și da, suntem căpoși, suntem prea săraci ca să ne permitem. Care e motivul refuzului sau dezinteresului pe partea asta de sănătate? Sincer, nu știu să-ți răspund, pentru că se întâmplă și la vârste înaintate, se întâmplă și la vârste tinere și nu, n-aș putea să spun că e ceva de generație, că o să te schimbe. Din moment ce le observ la ambele generații, mi se pare destul de dificil să-mi dau seama ce se întâmplă. Probabil că nu e văzută cu ochi bun medicina. Știi că decât să te duci la farmacie atunci când ai o migrenă, e mai bine să adormi că strece. Da. Poate să fie de bine, poate să fie de rău. Dacă nu trece până dimineața, e o problemă și ar trebui să mergi la medic. Sau nu. Că dacă mergi la medic și îți spune așteptați încă vreo două ore, că n-ați avut programare, parcă nu mai vrei să vii. Alina, când ai fost ultima dată la un medic de familie? Nu cred, nu cred. Adică în domeniul vostru ar trebui să... Acum o lună. Acum o lună, da, de zile. Da, să-mi activez cardul de sănătate. Deci ai fost, domnule, ce PIN vă pun? Să fie tot 0000 sau să fie un altul ca să fie mai simplu, de mai greu de reținut? Da. Pentru atât. Ăsta a fost motivul? Da, singurul motiv. De-aia se mai duce lumea la medicul de familie, ca să-și activeze cardul de sănătate. La tine cum de-a ajuns? Prin poștă. A ajuns. Până la urmă a ajuns. Și până la urmă la tine a ajuns. Da. Te mai rog pentru Loredana, dacă vrea și ea să, nu știu, își cumpere niște vitamine, să-și facă un control, s-ar putea să-i se ceară cardul, să spună îmi pare rău, la mine nu a venit, nu avem ce să-i facem. Zina, Alina, când a început pasiunea ta pentru,
pentru medicină. Ai avut, nu știu, strecurat un eveniment neplăcut în viața ta, ai avut o carte care ți-a schimbat percepția asupra lucrurilor, sau te-ai uitat la un televizor și ai zis, băi, trebuie să mă fac medic, că nu mai merge treaba altfel. Am avut două evenimente nefericite ale bunicilor mei și am petrecut foarte mult timp în spital și cu bunicul și cu bunica și atunci m-am hotărât că vreau să dau la medicină. Ca să ajut. Să ajut. Să fiu sigură că nu o să fac poate ce au făcut alții. Stai că le zici bine, dar nu le zici decât pe jumătate și nu-mi place asta. Cum adică? Ce au făcut alții și tu vrei să faci mai bine? Modul de a te comporta cu pacientul. Eu aș vrea, din ce am văzut, aș vrea totuși să schimb. Tu vrei și să dacă schimbi anamneza din spitale din România? Nu, sub nicio formă. Mi se pare aproape imposibil să fii tratat altfel decât cu scârbă atunci când intri într-un spital, fie din Ploiești, din Craiova, din Iași, de unde vrei tu. Dacă nu bagi acel ciubuc de 50, dar nu e ciubuc, ești pagă pe față, ce să mai... De 50 de lei nici măcar nu te bagă în seamă. Vreau să nu fiu eu acel medic. Păi, cred că mai sunt ceva medici ca tine, doar că sunt mulți alți medici care vin în față și care spun trebuie să-i taxăm. Lasă să-i taxăm, că așa merge treaba. Nu vezi că sunt salariile mici? Fiecare cu părerea lui. Nu păi știu. Și care e părerea ta vis-a-vis de treaba asta cu băneturi? Că dacă intri în sistem, la un dat o să faci parte din el, o să gândești ca el. Nu mi se pare corect ca atunci când omul este la ananghie să îi ceri bani. Nu mi se pare corect. Îl lasă să se facă bine întâi și trimis factura apoi. Spui, uite, mai nou își pagă asta impozitată, mai nou pot să spun și TVA și tot să fie lumea mulțumită, dar poți să-mi dai în continuare 1000 de ron sau 1000 de euro în plus ca să fie lucrurile frumoase. Loredana, acum comentezi tu acțiunile anumitor oameni, fie ei medici sau poate două doamne, domnișoare, asistente, care spun... Vă rog, știți, atenția, nu ciocolată, nu vreau ciocolată, că n-am nevoie de aia, e vorba de altceva. Asta este cu două fețe. Am văzut și cazuri în care doctorii nu cer bani, doctori care își fac datoria din dragoste și în care li s-au oferit bani de către pacient fără să le se ceară. Am văzut cazuri în care doctorii nu au acceptat și am văzut și cazuri în care pacienții s-au comportat extraordinar de urât cu medicii. Mi se pare inadmisibil să te comporți atât de urât cu o persoană care a studiat 6 și plus cât o mai fi făcut rezidențiatul. Până la urmă, înțeleg, nu-ți place doctorul respectiv, slavă cerului că sistemul nostru îți permite să te duci la un alt medic. Tu poți să-ți alegi medicul, dar poți să o faci într-un mod civilizat. Am văzut medici scuipați, am văzut medici bătuți, am văzut medici înjurați și nu mi se pare normal. Nu neapărat. Ai mers în extrema cealaltă, în care e mai vinovat pacientul decât nu, medicul. Nu, am spus că sunt și medici. Sunt, e foarte adevărat, sunt multe povești, sunt multe tabere, fiecare spune ceea ce vede până la urmă, dar hai să trasăm două scenarii. Primul scenariu în care pacientul bolnav ajunge la spital, era să zic că este cazat, este internat și îi se spune că va fi operat și atunci trebuie deja să dea un leu, 2-3 ca să uite lumea la el și cazul în care se internează, este operat, toate lucrurile bune și frumoase și la final vine și spune pentru doamna medic un buchet de flori în semn de apreciere. Vreau mai mult să discutăm primul caz, pentru că ăla mi se pare tare nesimțit. Ăla e momentul în care omul nu știe dacă poate avea încredere în medic sau s-ar putea mâine să nu se trezească. Nu cred că este un medic atât de incompetent care nu cred că nu crezi treaba asta. Sunt o grămadă de exemple pe care le avem de medici poate, frustrați, medici care poate nu pe mai alte sunt specialități, medici. Dar pe nu știu, pe chirurgie sau terapie intensivă, nu știu, nu-mi vine să cred. Este prea mare responsabilitatea și nu cred că ar fi atât de inconștienți. N-ai zis tu că suntem grăbiți, că suntem în 10.000 de părți, stresați, oameni care mai mult avem boli psihice decât fizice? Ba da, dar nu-mi dau seama câtă inconștiență eu dacă nu m-aș simți pregătită pentru chirurgie sau anestezie. Facem un fel următor. Dacă, Doamne ferește, mâine ești bolnavă și te internezi undeva și n-ai niciun ban în buzunar și nu te bagă nimeni în seamă, tu ce faci?
Da. Serios, ce faci? Mai ales că n-ai cardul ăla de sănătate și acum îți scoate toată lumea ochii. Doamne, n-ai card de sănătate, nu ne interesează. Nu ești asigurat la fel, nu ne interesează. Nu sunt părinții, nu știu ce. Sunt părinții, vezi? Asta e probabil primul pas pe care îl pot face doar anumiți oameni. Dar ce te faci dacă ești în momentul în care n-ai nici măcar semnal la telefon, ajungi la urgențe. Uite, îți dau alt exemplu. Ajungi la urgențe, ai o problemă majoră și trebuie să dai de un medic competent și medicul ăla nu e de găsit, asistentele nu te bagă în seamă și rămâi vreo 6 ore așa în sala de așteptare. O să zici că e fantezie, o să spui că e bazm. Dar să știi că pe la noi prin Ploiești se întâmplă lucruri de astea. Dar nu neapărat, adică și sistemul este cum de vă bine. Spar capul, nicio problemă, rămâneți acolo pe loc, rămâneți pe banc, vă chemăm noi, curge sânge, țineți mâna acolo că nu se întâmplă nimic. Eu consider că asta este din lipsa personalului. Odată. Și nu știu ce să mai zic. Cred că e și din cauza studenților care se duc către alte facultăți, nu spre medicină. Din cauza unor oameni care spun, domne, le dăm mai puțin ca să plece în străinătate sau le dăm mai puțin ca să obișnuiască cu puțin. Da. Poate și din dezinformare. Când te duci, nu știu, către primul fast food și rămâi acolo ani de zile și nu știi ce se întâmplă cu tine și cu greutatea ta și apoi ajungi la medic și se spune, uite, cam așa e colesterolul. E o problemă masivă. Dacă toți copilașii din școli ar avea mai mult sport, ar avea mai multă mișcare în orele de luni până vineri, ai vedea niște schimbări. N-ai mai vedea câte o farmacie la fiecare colț de stradă, Alina? Există farmacie acolo, în Craiova? Foarte multe. Foarte multe? Da, te-ai întrebat vreodată de ce sunt atât de multe și toate au și angajate, au și bani, au de toate, adică nu duc lipsă de nimic. Sunt puse acolo strategic, evident. Adică s-au gândit ei că la un moment dat or să vină oamenii că au nevoie de pastile. Păi cine are nevoie cel mai mult de pastile, nu? Oamenii da, care mi se pare că sunt mai multe internați. Farmacii decât hipermarketuri, pe cuvânt. Este foarte posibil. Ar fi interesant ca pe anumite produse din hipermarket să existe un fel de atenționare. Dacă ai consumat din ăsta, cu siguranță ajungi mai repede la noi. Poate să fie un fel de marketing agresiv, dar e o chestiune care vă ajută și pe voi. Acum, iar mă gândesc la modelul ăla de medic la care vii și care îți spune, uite, cu ajutorul meu nu te îmbolnăvești niciodată. Sau în momentul în care te-ai îmbolnăvit, îți schimbi medicul pentru că înseamnă că eu nu sunt bun. Ți se pare ciudat, așa e? Da. Dar de ce? Să știi că în antichitate ăla era medicul. Da, da, medicul te aștea să rămâi fresh, să n-ai probleme, să fii tu. Vezi cât de tare îți dă cu virgulă? Da. Ca și cum medicul e doar acel individ care te vede atunci când te doare ceva. Ar trebui să facem mai multă prevenție și să avem mai multă grijă de noi. Nu să ajungem la medic numai în momentul critic. Sau să te întreb altfel, câți tineri cunoști tu de vârsta ta care își fac analizele, măcar acelea, neapărat obligatorii, dar care sunt anuale și sunt cică moca, nu sunt moca. Nu știu. Câți? O singură prietenă de-a mea așa. De ce și-a făcut? Nu se simțea bine? Nu. Mama este medic. Hai să fac și analizele că scap repede cu tine. Și că duci acum la medic și ca să faci analizele ai nevoie totuși de un simptom. Nu mă simt bine sau am probleme cu stomacul. Vă rog eu mult să mă rezolvați că nu merge altfel. Și dacă mai stai și la coadă, știi coada e la așteptare. Adică v-am programat la o oră, dar să știți că noi nu o respectăm. Știi povestea? Nu prea știu. Medicul meu de familie își respectă orele. Îi dai SMS și spui că aștept? Cum? Îi dai SMS și spui am ajuns, pot să intru sau cum funcționează? Nu mă programez și păi, date, chiar intru. Păi așa e cu programare. Pot eu să te contrazic pe tine? E cu programare, dar știți dumneavoastră că programarea asta este orientativă. Adică v-am programat la ora 12, dar până la 1 și jumătate mâncăm și noi că ne e foame. Și mai erau niște oameni în fața noastră, știți că sunt oameni mai în vârstă, adică puteți să așteptați, nu? Păi dacă oamenii aceia în vârstă au niște probleme mai mari decât mine, de exemplu, care totuși pot să aștept mai mult, da, le-aș da prioritate. Și nu cred că nu m-ar deranja așa tare să intre în față. Mai ales dacă ai un job care îți impune să stai la program și alea 30 de minute în care trebuie să te duci repede la medic în loc să te duci la masă, au expirat. Nici fată bună.
ești fată bună până când probabil o să te supere cineva foarte tare. Loredana, care a fost cea mai dificilă, proastă, deloc de bun simț experiență pe care a avut-o în sistemul de sănătate din România? Poți să spui, domne, n-am fost niciodată la medic. Niciodată. Nu m-a interesat, nu vreau, o să plec. Cea mai urâtă situația a fost acum, când am avut nevoie de un consult destul de urgent și am fost dat afară din clinică. Bine, nu dat afară, adică mi s-a spus că nu te pot consulta. Zile, Loredana, zile pe față. Da. Nu cred că se uită Craiova acum la Prahova TV, dar cine știe? Mi s-a spus că nu te pot consulta pentru că nu ai card de sănătate. I-am explicat, cardul meu nu a venit, medicul de familie a spus că este pe drum, eu ce să fac? Și a spus, vine la privat și... Tot acolo sau da, în după program? Clinică. În aceeași clinică, dar lucra un pic mai târziu. Și cu casa de asigurări și pe sistem privat. Am înțeles. Și cât costă? Consultația basic, 150 de lei. 150 de lei. Și dacă mai vrei și analize în plus, depindea 70 încă plus. Și ce ai făcut? Ai scos bani din buzunar? Într-un final, da. Nu atunci pe moment, pentru că evident nu aveam atâția bani la mine, dar peste două săptămâni, da. Și probabil totuși tu ești un caz fericit. Da. Dar gândește că cineva avea nevoie de analizele alea pentru temirce, pentru operație, pentru suplimente, vitamine. Habar n-am, orice poate să fie important în viața asta și totuși să nu-ți permiți, totuși să te dea afară din cabinet pentru că nu respecti anumiți parametri. Și atunci să nu te superi pe sistem, atunci să nu-ți dorești tu care ești inclus în toată povestea asta să schimbi ceva. E foarte greu să zic foarte, ceva. Eu nu cred că e ceva foarte greu în lumea asta. Cât de greu poate să fie este să schimbi ceva? Este foarte greu, pentru că e singura tânără care ești la medicină? Nu, dar sunt persoane care au viitorul asigurat, care sunt foarte sigure pe ceea ce au și pur și simplu nu le pasă de ceilalți. Păi îi dăm la o parte, adică nu ne interesează, nu vorbim despre ei și vorbim cu acea gașcă de oameni, oameni care au ceva aici la mansardă și care sunt interesați în primul rând de funcționalitatea anumitor servicii. Ai văzut că dacă nu poți să mai dai SMS, dacă nu-ți mai merge 4G-ul, sunt rapid la compania de telefonie mobilă să vezi, ce s-a întâmplat, vă rog eu mult de tot să-mi rezolvească, dacă nu, nu va achit factura. E la fel ar trebui să se întâmple și în chestiunea asta ca să nu mai stăm, vorba aia, ca fraierii să așteptăm și să fim și umiliți. Da, sunt de acord. Eu știu că tu ești de acord. Cred că dacă după emisiunea asta ne luăm tensiunea, s-ar putea să nu fie tocmai ok. Și să ne pare rău de ceea ce alții n-au făcut foarte bine. Bun. Părăsind treaba asta care ține foarte mult de lucrurile pe care noi încă nu le stăpânim și nici nu o să le stăpânim prea curând pentru că le au alții sub tutelă, hai să vorbim despre societatea voastră studențească. Mi se pare o chestie foarte tare că există așa ceva și că e oarecum implicată în chestiuni ce țin de tineret, indiferent că e tineret din Craiova, din Caracal, din Ploiești, din Timișoara, de oriunde. Societatea s-a înființat în anul 2003 chiar, la București, după care s-a dezvoltat pe mai multe filiale în toate centrele, aproape toate centrele universitare medicale din țară. La noi în Craiova este foarte dezvoltată, pot să spun. Ne ocupăm mai mult de partea de medicină generală, lucrăm și cu medicina dentară pentru că și ei au anumite intervenții chirurgicale la nivelul feței de care au nevoie să învețe lucrurile de bază. Este o societate care se bazează foarte mult pe respect. Asta m-a șocat încă de când am intrat în această societate. Fiecare om este respectat, fiecare om se vorbește frumos, discutăm în mod deschis și transparent cu unul cu altul, adică nu există gen bisericuțe, să zic așa, în care unul vorbește despre altul și așa mai departe, nu. Ne respectăm foarte mult, vedem care sunt valorile fiecăruia dintre noi și încercăm să le aplicăm într-un mod cât mai constructiv, să creăm o societate foarte, foarte dezvoltată, să zic așa. Adică, în modul la care eu sunt foarte bună pe, să zic, vorbit în public și pe imagine, da, pot să mă duc către departamentul de PR al acestei societăți și pur și simplu să lucrez pe partea aceasta de comunicare cu oamenii. Și oarecum să legi foarte multe povești de sistem și dacă te-a supărat ceva, să pui marketingul în prim plan, să spui noi suntem aia care schimbăm, noi suntem societatea aia care o să vă facă bine doar după ce nu mai faceți voi rău. Alina? Da.
Știu că vrei să ne spui și tu ceva despre societate. Că am zis că ți-ai pregătit notițe de acasă, Dita, mai agenda, ai citit-o înainte în culise de vreo 3-4-5 ori, te-a ascultat Loredana. Cum e momentul ăla în care ne demonstrezi că ți-ai învățat lecția sau chiar ne spui mai mult de atât, de ce nu? Bineînțeles că nu este chiar așa. Mai mult de atât? Nu, sub nicio formă. Glumesc. Cum Loredana a spus că este foarte bună pe comunicare, eu nu. Nu ești bună pe comunicare? Nu. Ești modestă. Spune, ești foarte modestă. Eu, în cadrul SSCR, m-am ocupat foarte mult timp de departamentul de training. Eu, în cadrul acestui departament, formam trainerii pentru și aceștia le arată altor studenți ce facem noi, practic. Avem mai multe workshop-uri, unele de basic, unele de advanced. Cele de basic sunt noduri și suturi, în care învățăm studentul să noțiunile de asepsie și antisepsie, să facă un nod, să facă o sutură, bandaje, pansamente. Un alt workshop de basic ar fi Basic Surgical Skills, în care învață cum să facă o anastomoză intestinală, vasculară. Știi că ne-ai băgat un pic în ceață, nu? Doar un pic așa, un pic de tot, nu foarte mult. Dar interesant dacă deschidem și un dicționar și te urmărim. Și gen, stop, oprește-te, stai să căutăm cuvânt ce înseamnă, aha, am înțeles, bun. Bun. Deci, în regulă, înseamnă că există mai multă educație pe treaba asta, există niște oameni care se întâlnesc pentru a împărtăși informația și pentru a o pune la punct, presupun, exact, din cauza faptului că nu există informație predată ca atare în facultate sau de ce? Informația este predată ca atare. Dar numai trebuie că la un pic și omogenizată sau cum? La workshop-uri îi învățăm să-și exerseze manualitatea și tehnicile. Manualitatea înseamnă în ce? Cum să facă nodurile corect, de exemplu. Cum să facă o sutură corect. Ce e o sutură? Nu știu. Să afronteze două planuri ale unei plăgi. Ok, perfect. Mai departe. Bun. Ideea este că ai mei colegi din regie sunt oameni foarte atenți la ceea ce vorbiți voi, da. Și în timp ce ei s-au născut cu Google în față, noi suntem oameni care încercăm să vedem ce se întâmplă practic cu un tânăr, dincolo de fiecare sutură de genul ăsta. Vreau să știu sau să ne înveți, așa, în cuvinte, vrei să ne zici ceva? Zine. Pe scurt? Pe scurt, da. Ca zi. Să nu mai intru în alte detalii. Mie îmi plac detaliile, dar s-ar putea să dea cu virgulă la tânăr, zic că, mau, nu e bine, nu, aici schimbăm, nu ne mai place. Ajutăm studenții, îi învățăm să stăpânească acele tehnici foarte bine. Să pună în practică ceea ce au învățat. Exact, să pună în practică. Ce simplu era. Bun. Exact. Vreau să ne spui ce ar fi important să învățăm noi oamenii de rând, da, în caz că se întâmplă ceva. În caz că cineva tușește prea tare de seneacă, nu știu, asta ar fi o variantă. În caz că, n-am idee, Doamne ferește, cineva are o problemă de sănătate și a avut un accident de mașină și se află undeva într-un loc. Sunt niște lucruri de prim ajutor. De prim ajutor, dar pe care noi nu prea le cunoaștem. Sau le-am învățat undeva prin clasa 5-a, 6-a, așa, informativ, pe un flyer și s-au dus departe. N-aș putea acum să descriu toate noțiunile, da, de prim ajutor. Ce ar trebui, pe unde ar trebui să ne uităm? Deci cam ce ar trebui să știm neapărat? Frate, trebuie măcar pe astea de bun simț să le știi. Dacă e să se întâmple, să știi cum să acționezi. Nu mă interesează să-mi descrii procedura. Mă interesează să-mi spui după ce anume să ne informăm. După ce anume? Cred că cel mai ușor mod de a căuta și pentru omul de rând este Google. Altceva nu... Deci dacă dăm soluții de prim ajutor, în caz de... Ia zine, Loredana, în caz de... Există și cursuri specializate pe care le poți face. Da, clar. Păi, pentru orice există cursuri acum. Stai cu bidineaua să... Dar cred că cel mai de bun simț lucru pe care poți să-l faci pentru tine este să te uiți la tine, să te studiezi pe tine. Dacă ți-a apărut ceva pe corp și consideri tu că este un pic așa mai suspect, nu stai acasă 5-10 ani și după aceea te trezești, Doamne ferește, că ai vreun cancer, să zic așa, pe înțelesul tuturor. La noi nu există încă educația asta. Am văzut femei cu cancer de sân în ultimul stadiu, care pur și simplu nu înțeleg cum au stat, pentru că vă dați seama că arată oribil. Noi nu avem educația asta, deci ar trebui în primul rând românul, când observă o schimbare la el, să se ducă la medic. Medicul de familie să-l trimite în altă. Dar s-ar putea să fie cealaltă
chestiune pe care să nu știi cum să o gestionezi tu în calitate, spre exemplu, de medic? Să uită românii, zice, hopa, s-a schimbat un pic aici? Nu, ia stai să mă duc, ia trebuie așa. Să mă ducă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mine. E normal să-ți cunoști corpul, e normal să fii sănătos și să previi. E păcat să te agiți prea tare atunci când nu e cazul. Da, trebuie să existe niște limite și le avem trasate încă din, nu știu, din școală, din clasa 10-a, 11-a, când suntem cât de cât mai aproape de adevăr. Spui că ai văzut astfel de lucruri în România? Da, pentru că și în altă care țară era explicația? Care era explicația? Adică dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și se întâmplă și mă uit în oglindă și nu e bine, eu să zic ce au zis oamenii ăștia? Nu le-a păsat. Doamna respectivă, care mi-a rămas mie în minte de acum vreo 2 ani, avea un cancer de sân în stadiu avansat, sânul dânsei era total transformat, deci nu, era oribil, și am întrebat-o de ce ați venit acum la spital, pentru că sigur o aveți de mai mulți ani. Și mi-a spus că tumora respectivă îi făcea compresie pe anumite vase la nivelul membrului, i s-a umflat foarte rău membrul superior și a avut dureri. Și ea nu a vrut să se umble la sânul respectiv absolut deloc, a vrut decât să-i scadă durerea la nivelul membrului superior. Și am zis, nu vreți și dumneavoastră să vă vedeți nepoții, să trăiți, să... Nu, eu sunt bătrână, nu mai am pentru ce să mai trăiesc. De ce crezi că primești astfel de răspunse? Nu știu. Chiar nu știu, nu pot să înțeleg. Un medic și la asta trebuie să lucreze. Da, dar medicul nu, trebuie să fie e un imposibil. Bun psiholog. Medicul trebuie să știe exact cam ce vrea pacientul și de ce a ajuns într-un anumit stadiu. Mie mi-este imposibil, pentru că în cazul respectiv, femeia aceea avea tumora de cel puțin 5-7-10 ani. Deci era total transformată. Pur și simplu nu avem educația respectivă să ne autoanalizăm. Nu avem educație, dar nu ne dorim să trăim sau ce? Nu știu, în cazul dânsei m-a șocat, de aia mi-a și rămas în minte, pentru că nu înțeleg nici la ora actuală de ce nu era chiar atât de bătrână, cred că avea în jur de 60 și ceva de ani. Și a fost un caz care m-a... Măcar să ajungem și noi să trăim atât. E și mentalitatea asta. Cum? Păi ajuns la 60 de ani? Păi deja e bătrân. Nu, atunci începe să se instaleze bătrânețe. Am înțeles. Vezi tu, depinde cu cine stai de vorbă. Depinde nu neapărat câte clase are, da, ci câte experiență de viață, cât de conștient este individul de ceea ce se întâmplă cu el. Mă gândesc și la varianta în care sunt ceva tineri care se duc la medicină, dar habar n-au ce fac în momentul în care trebuie să aibă o operație, să îl facă bine pe un individ. Și asta mă sperie foarte tare, adică pe mâinile cui ajungem dacă e ceva? E un profesionist? Avem o listă unde să ne uităm câți oameni au murit după operație și câți au trăit? Sunt niște întrebări. În străinătate, vizibilitatea există pentru așa ceva. Pe la noi, așa, printre oameni, după ce dai o cafea, două, trei, domne, să vedeți că trebuie să-l prindeți în toane bune, că dacă nu iese operația, o mai face încă o dată și încă o dată, dar iese lui la un moment dat. Nu contează că vă doare, că se umflă, că mai vă dați pe pastile, că mai puneți încă 2-3 mii. Da, sunt de acord. Eu nu sunt de acord. Eu consider că atunci când un medic are reputație foarte bună și este recunoscut, mai ales la nivel internațional, este un medic de încredere. Pentru că numai oamenii care fac cu dragoste ceea ce fac și sunt foarte bine pregătiți ajung la un asemenea. Și cum aflăm noi dacă un medic este recunoscut la nivel internațional? Puteți să căutați cel mai bun chirurg din Craiova. Stai, deci vorbim de momentele de relaxare când stăm pe internet. Noi vorbim de momentele în care mai avem un pic și intrăm în operație. Mai avem un pic și nu știm ce se întâmplă cu noi. Nu știm unde e baia, că miroase în ultimul hal, dar nu vrem să intrăm acolo, credem că e o glumă proastă. Cam despre asta discutăm. Vorbiți despre urgențe. Vorbim despre orice ține de spital, că dacă te duci la urgențe, poate că te mai bagă cineva în seamă. Dacă te internezi, ar trebui să te uite omul pe acolo, mai ales dacă ai vreo 60-70 de ani și nu vine cineva la tine să aducă de mâncare. Nu mi se pare chiar așa de, cum spuneți dumneavoastră, situația. E mai frumos, nu? Adică au și aer condiționat. Nu e nici mai frumos. Nu mă refer la condiția din spital, mă refer la atitudinea medicilor. Eu nu am văzut un medic care să se comporte chiar atât de urât cu pacientul, să-l lase acolo sau... E mai tare că nu poate să-l interneze, să spună că nu are paturi... Poate asta, tot din cauza sistemului, pentru că eu am fost martoră anul trecut la o femeie care avea hemoglobina 6. Ok, avea anemie. Pierduse sânge foarte mult. Și medicul respectiv cu care noi făceam stagiu a fost foarte supărată și foarte nervoasă că nu aveau nici măcar o perfuzie să-i pună pacientei. Și a fost foarte dezamăgită și supărată că pur și simplu nu putea să o ajute cu nimic decât să-i dea drumul acasă.
Și era foarte dezamăgită. A spus, nu am cum să o ajut pe femeia asta. Nu mi-o oferă nimic statul. Nu am un medicament, nu am o perfuzie. Și înseamnă că noi ne certăm degeaba unii cu ceilalți, pacienți, nu neapărat, medici, că medici sunt cu și pacienți. Medici și pacienți. Sunt ambele extreme. Dar n-am văzut niciodată un medic care să lase privat, pacient. Atunci mergem la privat atunci. E mai bine? Din punct de vedere al condițiilor, da. Și din punct de vedere al rezultatelor. Da, da. Sunt banii deoparte acum. Nu cred că e cea mai importantă discuție. Și eu tot la privat mă duc. Adică bani ca bani, am înțeles. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu poți să spui că rămân cu banii în bancă și, Doamne ferește, aia. Nu. Ei, da, dar măcar știi că se întâmplă ceva bun pentru tine. Alina? Da. Vreau să vorbim un pic despre un alt tip de chirurgie. Da. Plastică. Da. Și să-mi spui dacă tu crezi că e o piață în România pe treaba asta. Începe să se creeze, începe să se dezvolte cât mai mult. Chiar. Mai ales pe partea asta de estetică, beauty. Da. Da. Mai ales pe partea de estetică. Ce s-a întâmplat cu doamnele și domnișoarele din ziua de astăzi? Adoptă stilul din afară, probabil. Și ne adaptăm și noi stilurilor de afară. Adică nu sunt mulțumite de felul în care arată? Sau putem să-i punem în gașca asta și pe bărbască și ei au o grămadă de operații mari și care sunt metrosexual sau să uită prea mult în oglindă, zic, băi, mai trebuie să mai cred schimb că este ceva. O modă. S-a creat o nouă modă. E o modă să te duci la chirurgie, adică hai să mai tăiem, să mai punem, da, să mai scoatem. Este o nouă modă să facem o rinoplastie, să ne mai punem câte ceva în buze, nu știu, chiar este. N-am vorbit de implant mamar și n-am spus de asta. Asta e că implantul mamar e cu dus și cu întors, depinde cine îl face și care motivul. Când nu care. Este nevoie. Când nu este nevoie? Când nu este nevoie. Păi de atunci când nu este nevoie. S-ar putea să te contrazic o domnișoară să spună, pe mai Alina, chiar aveam nevoie, tu nu știi. Nu poți să păi spui cine că... stabilește asta? Păi presupun cred că medicul... posesoarea, nu? Medicul. Mai medicul? Da. În caz de... dacă are nevoie de vizual, un implant mamar. Așa. Este nevoie de un implant mamar. Când te duci în club. Cancer mamar. Ah, atât. Deci dacă mergi în club, n-ai nevoie de așa ceva. Cu siguranță nu. Uite, mai dezamăgit niște domnițe. Asta e. Și ele care vor să mai pună încă vreo, nu știu, 100 de mililitri, de grame, ce au acolo. Loredana, da, tu ce părere ai de discuția asta? Mă amuză. Te amuză, dar să știi că sunt o grămadă de bani la mijloc. Știu. Sunt o grămadă de investiții. Sunt foarte mulți sponsori undeva în umbră care zic, păi uite, am pus în cărca ta 3, 4, 5 mii de euro ca să stea și ție o rochiță pe tine. Eu cred că s-a creat moda asta nouă pentru că înainte numai vedetele, celebritățile își permiteau să-și facă operații și acum ele, fetele acestea tinere, văzând celebritățile că arată felul ăsta, formează un fel de model pentru ele și acum este destul de accesibil să spui un implant mamar este 2000 de euro. Probabil o persoană reușește să strângă suma aceasta de bani. Dar mă amuză și în același timp este trist pentru că există atâția medici fără licență de practică care fac anumite intervenții și chiar practic nenorocesc fetele la modul că acestea suferă infecții severe care duc chiar la amputare. Adică trebuie să fie și ei un pic responsabile. Măcar dacă alegi să faci lucrul ăsta, interesează-te și tu unde te duci. Adică să te duci la un medic renumit? Da. Nu, un medic cu licență cel puțin. Cu licență. Și ce facem? Îi cerem actele înainte? Nu, dar există un CV depus undeva. Există acte oficiale depuse. Știi cum sunt actele astea oficiale? Uneori seamănă cu realitatea, alteori sunt un pic măzluite. Mai nou, implantul ăsta știi că se pune pe barter? Pe ce anume? Pe barter. Adică, dacă tu ești o tipă foarte populară, să zicem că ai vreo 20.000 de urmăritori pe Facebook, vine o firmă, uite, Alina deja zâmbește, și îți spune, Loredana, vrei să reprezinți compania noastră? Noi îți spunem de serviciile astea sau poți să faci ce vrei de banii ăștia și chiar există activ o campanie acum în mediul online și românesc pe deasupra și tu trebuie să scrii acolo că implanturile au fost asigurate de către și că mulțumești tare mult. Ai face treaba asta pe barter? Nu, și n-aș face nici fără... Hai să zicem, pot fi și alte servicii, n-am idee, vrei alte operații, dar... Nu, dacă okay? nu este necesară pentru îmbunătățirea calității vieții tale sau a-ți salva viața, nu o consider. Dar pe barter, nu mă interesa dacă pe barter sau nu. Cu bani. Nu. Deci nu pe barter, nu servicii contra servicii, ci neapărat să scoți bani din buzunar ca să-ți arate la final factură, să știi ce zici, bă nene, păi nu ți-e rușine, pe ce mi-ai făcut tu mie aici?
Nu e normal. Nu se merită. Da, uite că sunt domnișoare la 17-18 ani care deja sunt nemulțumite de felul în care arată și care spun, mami, tati, ăsta să fie cadoul meu de majorat, nu mai vreau mașină. Mașina o să o aibă prințișorul ăla pe un cal călare. Cam așa? E greu. E greu? E greu. Cum e greu? Că asta spune, asta îi se îndeplinește. Eu nu ne înțeleg, eu nu ne... Păi s-ar putea să fie viitoarele tale paciente. Sunt sigură. Sunt sigură că vorbim. Și vin la tine și spun acolo, mă, Loredana, uite, m-am dus la un alt medic înainte și nu m-am simțit foarte bine. Medicina asta nu e o joacă de nicio culoare, e o chestiune pe care s-ar putea mâine, poi mine, să o alterăm din cauza faptului că nu suntem atenți la informațiile cele reale, cele care ar trebui să ne ajute. Vreau să îmbinăm un pic acum utilul cu plăcutul, cum ar fi, Alina, să-mi spui dacă te pricepi la tehnologie? Foarte puțin. Știi că atunci când vorbim de tehnologie, sunt două chestiuni, socializare și parte de dezvoltare pe medicină. Există foarte, foarte multe aplicații tehnologice pentru medicină. Roboței, nu știi treburile astea? Adică chiar medici care operează un pacient de la distanță. Serios să spun treaba asta. Da. Și cu tot soiul de camere și cu niște mânuțe din alea virtuale, ți se pare o chestie wow sau ți se pare că ne-a scăpat Dumnezeu din mâini? Mi se pare o chestie wow. Este extraordinar să operezi un om de la distanță. Și să-ți mai și iasă. Să-ți mai și iasă. Operația. Mi se pare foarte avantajos acest lucru pentru pacient. Să poată să te opereze de la distanță un medic competent. Medic și... competent. Sunt site-uri de specialitate care ne pot spune cât de competent este un medic? Nu. Nu? Vorbesc serios? Deci dacă noi căutăm pe Google, nu găsim? Lori, tu știi? Loredana, tu știi ceva? Zine, ajută-ne! Dar nu mă refer la vreun site din ăsta care seamănă cu matrimoniale și zice, domn doctor, vă mulțumesc că mi-ați schimbat viața. Nu! Să fie ceva acreditat. Nimic de știu, nu. Dacă sunăm, nu știu, la... Dacă găsiți CV-ul respectivului doctor, poate. Atât. Da. Ne uităm pe LinkedIn, vedem dacă există vreun profil profesional și vedem dacă e de bine sau nu. Ce vreți voi mai departe să faceți? Tu, Loredana, ești pregătită pentru următorii pași sau e cea mai bună alegere în prezent, dar nu știi ce să faci cu tine mâine? Eu știu ce să fac după ce termin facultatea. Vreau să plec din România. Nu trebuia să spui asta pe post. Nu trebuia să zici, păi nu e normal, dacă și tu pleci. Nu neapărat pentru beneficiile financiare, pentru că nu de asta am dat la medicină. Dar pur și simplu nu pot ajuta pacienții în asemenea condiții. Și nu mă pot ajuta pe mine să mă dezvolt mai departe. Medicul are nevoie... Și unde mă mai îmbolnăvesc dacă tu pleci? Mai sunt și alți medici. Da? Zici tu? Da. Ăștia care au fost atât de mulțumiți de ceea ce au în țară încât au dat unui rămân că... Nu, mai sunt și medici care sunt foarte capabili, dar s-au căsătorit în timpul studenției sau au făcut copii pe timpul rezidențiatului și sunt legați de țară sau... Bun, și de ce n-am putea să ținem tinerii la noi în țară? De ce n-am putea să le oferim absolut toate resursele de care au nevoie ca să nu mai fugă printre străini? Mi se pare cea mai rușinoasă chestiune pentru România. Pentru fiecare tânăr care pleacă în străinătate și mai ales se stabilește acolo, ăla care e sus și care trebuie să facă niște chestiuni, nu e Dumnezeu, stai niște, așa, ăla trebuie să se rușineze atât de tare încât să-și dea demisia. Sunt de acord. Serios? Dar nu se întâmplă. Se întâmplă, dar nu vedem noi sau... Se întâmplă să-și dea demisia tineri, zic că doamne, plecăm că nu merge treaba, nu la noi în țară. Alina, aceeași întrebare. Eu cu siguranță o să-mi aleg o specialitate chirurgicală, dar nu m-am hotărât încă care. Și tot cu Românica sau pleci și tu din ea? Nici aici nu știu. Adică la tine mai există o speranță. Da, era mai la cu 50-50. Da. Și dacă te convinge, Loredana, să pleci și tu? Dacă... Este foarte posibil să mă convingă să plec. Și câți alți tineri așa ca tine vor să mai plece în străinătate? Foarte mulți. Foarte mulți, așa e? Și românul este țel. Românul știe să muncească, românul vrea să facă treabă bună. Dacă nu iese în România pentru că nu e lăsat, pleacă în străinătate și reușește. Am ți-e milă de țărișoară? Că nu suntem chiar atât de sănătoși. Dacă eram sănătoși și înțelegeam, noi nu avem nevoie de medici. Noi nu avem nevoie de profesioniști. Noi ne rezolvăm singuri acasă cu Google-ul.
Noi găsim exact cele mai bune sfaturi de la fiecare medic. Le avem acolo pe forum, luați două pastile de trei ori pe zi, că oricum nu vă trece, e o iluzie. Atunci, cel de sus, cum ați spus, ar trebui să ia măsuri. Dacă... Cu ruleta? Nu, să facă ceva în privința asta. Să determine tinerii să nu mai plece atât de mult. Ai scris până acum o scrisoare, fie ea publică, către ăștia de mai sus? Nu. Ai vrea să scrii una? Aș vrea să scriu. Da. Cine te reține? Serios acum? O să fac asta. Nu trebuie să fie niște chestii lacrimogene, dar să le spui, păi mă, prietene, păi serios acum, de ce fac facultatea asta? Chiar vrei să plec și eu din țară? Nu coi fi eu cine știe ce, dar mai sunt încă vreo 300 aici în clasă cu mine și vrem să plecăm cu toții. Ai și tu acolo o mămică, ai și tu acolo un copilaș, chiar pe toți îi dai la stat? La stat îi dai către privat? O să fac asta. Sau uite, de ce nu voceți în sistem privat în România? Da. Nu există? Nu poți să intri la privat în România? Ba da. Păi și de ce să nu rămâi atunci în România? Că acolo ai de toate. Păi și acum nu discutăm despre același lucru. Păi adică privat, stat sunt două lucruri diferite. Nu e... Sunt iar bani mai mulți dat de către pacient către privat. Adică... E adevărat, dar măcar e mulțumit la final. Și tu rămâi în România. Nu te convin, nu. Hai să avem o concluzie în emisiunea de astăzi, că mi se pare că România e așa o țărișoară în care creștem și la un dat fugim ca să ne fie și mai bine. Vreau să-i speri un pic pe cei de acasă în cazul în care vor să dea la medicină. Deci să se pregătească pentru ce? Pentru cărți cât mai multe citite, pentru picături de... Pentru ce? Pentru multitudine de informație. Este foarte, foarte, foarte multă. Foarte multă informație. Foarte multe ore petrecute. Putem să ținem pe stick? Să dăm search atunci când nu cunoaștem ceva? Nu, este foarte greu. Este foarte greu. Nici eu n-am știut în ce mă bag, dar îmi place foarte mult. Da, cum știi, da. Da. Alina. Rafturi întregi de cărți citite. Chiar a ta pasiune pentru medicină? Păi, încotro. Trebuie. Adică toți oamenii ăștia care la final reușesc, chiar au învățat pe bune rafturi de medicină? Nu cred că toți, dar majoritatea tot ar fi trebuit să treacă prin ele. Majoritatea. Da, ne-ai speriat. No, e foarte simplu. Și tu la fel, Loredana. Ne-ați speriat ca să ne fie bine mai târziu. Dom'le, nu vă băgați în așa ceva, că nu e în regulă. Alina, Loredana, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Nu dăm la medicină. Nu dăm la medicină, nu toți, ci strict acei oameni care chiar vor să facă ceva cu viața lor mai departe și cu viața celor pe care îi întâlnesc, ceva de bine, sper eu. Mai e și problema aia că dacă plecăm din țară s-ar putea în altă parte să nu fim văzuți atât de bine, pentru că vorba aia, unde poate să fie mai bine decât la tine în țară? S-ar putea să se schimbe vorba asta din momentul în care o să cotizăm din ce în ce mai mult către stat și mai puțin către noi. Johnson, ne auzim și mâine de la ora 19. Până atunci, numai bine. La revedere!